Piața de vechituri a fost plină ochi de sătmărenii care au profitat de vremea frumoasă de afară. Puțini dintre aceștia erau cumpărători adevărați, mulți dintre ei venind aici doar ca să mai caște ochii. Hainele de vară, precum tricourile, pantalonii scurți, pantalonii lungi și subțiri, dar și rochițele și fustele erau cele mai căutate de cumpărători. Prețul acestora oscila între 5 lei bucata și 10 lei. Toate prețurile erau însă negociabile. Cum merg vânzările? Încet. De ce? Nu sunt bani. La clienți. Nu prea au bani. Ce au? Ce se cumpără cel mai bine? Ce se... Asta nu se știe ce. Da, asta ce a trecut cel mai bine la dumneavoastră? La tricou de vară. Asta de sezon trec. Mai bine. La ce preț sunt tricourile? 5 lei. Și pantalonii? Tot. 5, 10, care, cum. Cerem 10, primim 5. Haine de sezon, de vară. Cum trec bine? Trec mai bine. Când sunt bani, trec mai bine. Când nu sunt bani, trec mai slab. Și astăzi cum este? Printre ele. Printre ele? Ce mai slăbuți. Ce mai bine de toate? Rochile de vară. Rochile de vară? Rochile de vară, pantaloni scurți, pantaloni trei sperturi de dame, tricouri de bărbați. Cum sunt prețurile? Acceptabile. Mi se pare că destul de bune. Negociați? Mai negociăm la articole mai multe, dacă cumpără mai multe, negociăm. La atâta lume nu a lipsit nici celebrul sport al întoarcerii hainelor. Cei care doreau să cumpere ceva învârteau frenetic hainele expuse la vânzare. Destul de multă lume și la sectorul dedicat bicicletelor. Deci se puteau cumpăra biciclete la 250-300 de lei, iar pentru pretențioși și prețul era mai mare. Merg bicicletele, s-au vândut bicicletele? Nu s-au vândut. Cel puțin noi n-am vândut încă niciunul azi. Dar cu cât trebuie bicicletele? Cu cât, care este prețul? Păi, am dat bicicleta așa frumoasă, cu 2 milioane am dat la ei, că-i cunosc pe ei. Și ei oamenii săraci, ca noi, ca unul cu altul. Sau bicicletele de dame sau de bărbați? Pentru dame. Cam cât s-ar fi dispus să dați pe una? 250 de lei. 250 de lei și ați găsit? Am găsit acolo unul, dar încă negociem. Eu am venit să mă uit și aici. Una peste alta, potrivit comercianților, a fost o zi bună în piața de vechituri, chiar dacă vânzările nu au mers chiar foarte bine.